Ai marcat un eurogol în meciul cu Cehia, care a adus victoria națională Under 20. A fost o execuție lucrată la antrenamente? Da, mulțumesc. Exersez foarte mult la antrenament. Mă bucur că mi-au ajutat echipa să fie acel meci. Te-au felicitat colegii din Academie pentru acea reușită? Da, toată lumea m-a felicitat. Am primit foarte multe mesaje. Mă bucur că mi-a ieșit. Cu echipierul tău, Gramenia, a fost capitan României Under 20. Da. Ne ajută foarte mult. Are destulă experiență, zic eu, la Liga 1 și merită să fie capitan. Ce a reprezentat pentru tine această convocare la o categorie de vârstă mai mare? A reprezentat foarte mult un sentiment de bucurie și de onoare să reprezint România, mai ales la o categorie mai mare de vârstă. Care este echipa ta favorită din fotbal internațional? Era Barcelona cu Messi până acum, dar acum să zic Manchester City. În ce campionat din străinătate ai vrea să evoluezi? Aș vrea să evoluez în Anglia și Italia. Mâncarea ta favorită? Pizza. Ce idol ai din fotbalul mare? Kevin De Bruyne și din all time Ronaldinho. Care sunt obiectivele tale în acest sezon în tricoul farului? Să fiu sănătos în primul rând, să cresc de la antrenament la antrenament și să prind cât mai multe meciuri în Liga 1. Ai debutat cu Cedric cu România. Da, așa am debutat că... în cup, acum aștept debutul în Liga 1 și sper să fac cât mai bine, să-mi ajut cu echipierii.